Nu credeți că cam de vreme a început războiul sau împotriva lui Ion Ceban? Sau așa trebuie să se întâmple dacă vrei să câștigi primăria municipiului Chișinău pentru care se vor bate în 2023 toți? Știți care este esența conflictului dintre Maia Sandu și Ceban? Din motivul că Maia Sandu nu își poate permite, ea nu poate, ca și în cazul lui Tauber, ea nu concepe. Ea, ei doar nu i s-a întâmplat, i-a bătut din picioare întotdeauna și învățătorii i-au pus notă mai mare. Ea nu concepe că banii europeni care vor veni pentru Chișinău, pentru eficiență energetică și izolarea blocurilor, vor merge în pușculița electorală a lui Ceban. El nu poate să-și imagineze așa ceva. Cum ea aduce bani în Republica Moldova, banii ăștia merg într-un oraș unde primarul e Ceban. Cum e posibil? Cum să-și permite ea așa ceva? De aici vine conflictul. Din asta vine conflictul. Dar război va fi pe viață și pe marți pentru primăria. Da, categoric. Categoric. Eu nu exclud că ei vor porni procese împotriva lui Ceban. Și acum iarăși nu o să fiu, cu mesaj electoral, în sensul să fiu eligibil. Uitați-vă la orașul ăsta acum. Deci s-a dovedit că mare lucru nu ai de făcut în orașul ăsta. Pur și simplu nu trebuie să petreci viața prin cazinouri și restaurante. Pur și simplu nu trebuie să faci populisme. Oricei care vă spun dumneavoastră că lucrurile pe care le văd, eu m-am întâlnit de unesc cu un... cu un n-am nicio treabă să-i laud pe socialist sau pe ceva, n-am nicio treabă cu ei, nu suntem pe celălalt. Dar vă spun un lucru, veniți și vedeți ce se întâmplă în Chișinău. Îmi spune un prieten, acum mi-s întors din Germania, și spune, domnule, orașul arată altfel. Iar cei care vorbesc despre faptul că, vezi, domnule, că ăsta face doar lucruri de suprafață, așa, care se văd și așa mai departe. Dar asta e puțin? Pentru o populație disperată? Churchill, același Churchill spunea, noi clădim case, palate, cetăți, ca ele să zidească sufletele noastre. Un om care merge pe asemenea stradă, pe asemenea pavaj, cum e bulevardul Grigore Vieru, se comportă altfel. Eu ieri am trecut prima dată. Eu chiar eram un pic probator. Da, wow. Și când ajunge, eu ziceam, zic Doga, mulți ani să-i dea Dumnezeu pe lumea asta să mai trăiască, cred că e foarte invidios pe Grigore Vieru. Pentru că când mergi pe stradela aceea, pe parodie aceea de Caldarâm, pietonala aceea, și ajunge aici și vă spun că la Ciocana te duci. Lucrurile astea, eu înțeleg toate, dar nu se poate așa. Eu înțeleg că socialiștii din principiu sunt dușmani și sunt culiocari, dar eu le spuneam oamenilor, vă dați seama în ce constă vraja asta, oameni care nu aveau nicio treabă cu cineva, dar să nu te atunci de Dorin Chirtoc, dar Doamne ferește! Cum am ajuns noi?